Produsele de îngrijire a pielii ne preocupă pe fiecare dintre noi pentru că vara, un ten bronzat are nevoie de o atenție suplimentară pentru a arăta cel mai bine, nu-i așa? Personal, atunci când aleg produsele pe care urmează să le folosesc, am grijă ca acestea să răspundă exact nevoilor pe care le are în acel moment pielea mea. În cazul de față, la fel cum bănuiesc că este și pentru voi, pielea mea are nevoie de hidratare maximă. Vacanța la mare a fost extrem de binevenită, dar bronzul frumos aduce după sine și câteva aspecte mai puțin plăcute de care trebuie să ne ocupăm. Pielea uscată, deshidratată, cere produse cât mai hidratante. Astfel, atât în vacanță, cât și după ce m-am întors acasă, am folosit o bună perioadă uleiuri de corp pentru bebeluși, pentru că erau singurele care, după utilizare, îmi lăsau pielea cu adevărat hidratată. Până într-o zi, când am descoperit o gamă formidabilă despre care am să vă vorbesc puțin astăzi. Este vorba despre Jean en Provence, o gamă de produse creată de unul dintre cei mai importanți producători de parfumuri, cosmetice și produse de igienă corporală din Franța. Această gamă de produse se diferențiază de alte produse de pe piață prin componente vegetale, arome naturale, lipsa parabenilor și un pH neutru. Pe lângă toate aceste aspecte pozitive, trebuie să adaug faptul că atât cremele de corp, cât și gelurile de duș au un parfum delicat și extrem de delicios. Delicios pentru că eu am testat de ceva vreme produsele cu aroma de shea și miere și așa cum îi spune și numele, mirosul este unul dulce și delicat. Crema pentru corp este extrem de hidratantă, nu lasă pielea uleioasă după utilizare, crema intră rapid în piele, lăsând-o parfumată și catifelată, exact așa cum ne dorim. Pentru a accentua parfumul și pentru a-l menține mai mult timp pe piele, vă sfătuiesc să utilizați atât crema de corp, cât și gelul de duș din aceeași gamă. Mai mult decât atât, trebuie neapărat să mă leg și de ambalajul cremei de corp, pentru că îmi place la nebunie. În sfârșit, un ambalaj mai ușor de utilizat, cu pompiță. Vă spuneam în articolele precedente cât de mult înseamnă pentru mine un ambalaj ușor de utilizat. Consider că produsele pe care alegem să le punem în contact direct cu pielea noastră trebuie alese cu mare atenție pentru că le utilizăm zilnic și pentru că alese greșit pot face mai mult rău decât bine. Tocmai din acest motiv vă îndemn să folosiți produse de îngrijire a pielii cât mai naturale. Iar atunci când descoperim o gamă de produse destinate îngrijirii pielii care să răspundă nevoilor noastre și care să și aibă un miros și un parfum atât de plăcut, trebuie neapărat să împărtășim experiența noastră. Aștept așadar cu interes opiniile voastre referitor la produsele de îngrijire corporală pe care le-ați testat și de care sunteți mulțumite. Până una alta, vă invit să aruncați o privire și pe site-ul de unde vă puteți achiziționa produsele despre care vorbim astăzi. Trebuie să menționez că în cazul în care nu sunteți adeptele shoppingului online, puteți găsi această gamă și în lanțul de magazine DM.